Domnule Soreață, pentru că știu că este pentru prima dată când veniți în fața consătenilor dumneavoastră și le cereți încrederea, nu? Pentru un mandat de primar, aș vrea să ne cunoaștem puțin. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cine sunteți? Bună ziua, în primul rând. Mă numesc Marius Soreață, am 52 de ani, sunt căsătorit, am 2 copii și locuiesc în comuna Bogdan. Ok, probabil oamenii știu faptul că soția dumneavoastră este la București copii, însă nu ați rupt niciodată legăturile cu localitatea natală, din câte știu. Întotdeauna ați păstrat, să zic așa, contactul în comunitate și cu comunitatea. Așa este, aveți dreptate. Niciodată nu am rupt legătura cu comuna mea natală, unde am crescut, unde am copilărit și unde mi-am desfășurat activitatea, având pe raza comunei și un magazin sătesc, fiind în permanență în contact, nu cu oamenii. În contact cu oamenii, sigur că da. Adică le cunoașteți păsurile, știți ce probleme am și știți până la urmă cum trăiesc, că până la urmă despre asta este vorba într-o administrație publică locală. Dacă primarul, omul care conduce respectiva comunitate, să cunoască problemele și păsurile cetățenilor din localitate. Spuneți-ne de ce v-ați implicat în viața publică sau de ce ați ales acum, după atâția ani, să le cereți încrederea pentru un mandat de primar? Le cer încrederea pentru un mandat de primar pentru că, mergând în alte județe, în alte localități din județul nostru, văd că se poate și mai bine. Noi am rămas, să vă spun așa, cam la coada județului, la investiții și cred cu tărie că putem schimba fața comunei în bine. Nu aveți ce anume nu are Bogdana? Mă rog, bănuiesc că ați văzut în alte localități că s-au dezvoltat, da? Că au utilități la standarde mai moderne sau că au un sistem de învățământ mai bine pus la punct, reabilitări de clădiri, de instituții școlare. Ce nu are Bogdana și ați văzut dumneavoastră în alte localități? Păi cred că mi-ar fi mai ușor să vă spun ce are. Comuna Bogdana are doar alimentare cu apă și reabilitarea unui cămin cultural în localitatea Ulmeni. În rest, nu avem aproape nimic. Spuneți-ne câte sate are comuna? Comuna este formată din 4 sate: Ulmeni, Bogdana, Broșteanca și Urluiu. Comuna are 17 km pe asfalt. Oho, e destul este de mare. O comună destul de mare. Și nu are decât apă, și spuneați dumneavoastră. Nu avem decât alimentare cu apă. Canalizare nu se pune problema. Nu se pune problema. Deci în ceea ce privește utilitățile, nu că stați prost, stați foarte prost. Foarte prost. Eu îmi dau seama că mă înham la o muncă foarte titanică, să zic așa, foarte grea, pentru că pornesc de la zero. Îmi va fi foarte greu. Cred că porniți de la minus, dar, dacă vreți să vă spun părerea mea personală. Dar vreau să dezvoltăm comunitatea în care trăim împreună cu oamenii din această comună. Vreau să, nu știu, vreau să le transmit un mesaj puternic, să aibă încredere în mine, pentru că nu-i voi dezamăgi niciodată. O să țin cont de fiecare om în parte și să ajut fiecare persoană care... Până la urmă, dumneavoastră sunteți o persoană realizată, da? Și pe plan personal și pe plan profesional, dacă vreți. Adică nu cred că vă lipsesc lucruri pe care ați putea să le dobândiți doar dacă deveniți primar. Că știți, oamenii aici se joacă până la urmă. Nu cred că e cazul la dumneavoastră ca ei să înțeleagă că vrea să devină primar ca să, nu știu, obțină ceva anume pentru el. Nu, departe de mine gândul să asta vin spun. Un cred anumit că aici... scop la primărie. Singurul scop pentru care vreau să vin este să, pentru că am crescut în această comună, am crescut cu oamenii, împreună cu oamenii din această comună, am prieteni, am rude și știu că pot realiza lucruri importante și împreună cu oamenii vreau să dezvoltăm comunitatea în care trăim. Evident că dumneavoastră locuiți aici, evident că oamenii vă vor întâlni la primărie dacă după data de 9 iunie ei vor alege să pună ștampila pe PNL Bogdana și implicit pe numele dumneavoastră. Da, m-aș bucura foarte tare să întâmple acest lucru și să le pot demonstra oamenilor că sunt capabil să dezvolt omul potrivit, cum se spune. Sunt omul potrivit și nu-i voi dezamăgi. Este foarte simplu.
Dacă nu sunt în stare să fac lucruri în cei 4 ani de mandat, următorul mandat să nu mă aleagă. Adică vreți doar o șansă, da? Vreau doar o șansă. Vreau doar o șansă să le pot demonstra că au făcut alegerea corectă. Dați-mi un singur lucru care vă deranjează la actuala conducere a primăriei. Având în vedere că ați avut un magazin, mă gândesc că v-ați și lovit cumva de, să spun așa, ați mers la primărie pentru anumite lucruri care vă erau necesare pentru firma respectivă, pentru punctul de lucru pe care îl aveți aici. Ce vă deranjează cel mai tare la conducerea actualului primar? Da, nu știu dacă aș putea spune, dar cred că este loc și de mai bine, să poarte mai frumos cu oamenii, să-i servească într-un mod civilizat și mai repede. Am auzit, nu am întâmpinat eu personal, dar au fost situații când lumea s-a dus și a plecat nelămurită din cadrul. Adică să le acordăm un pic mai multă atenție, la asta vă referiți? La asta mă refer, sigur că da, oamenii să fie tratați cu respect când vin la primărie și să plece descurcați de acolo, adică să plece cu problema rezolvată. Da, este adevărat, știm că nu toți oamenii sunt, să zicem, ca o pregătire, da, școlară deosebită sau că înțeleg lucrurile. Trebuie totuși să ne coborăm, dacă vreți, cumva și la nivelul celor care înțeleg mai greu, hai să nu mă exprim, să mă exprim într-un mod elegant, trebuie să ne coborăm totuși și să le explicăm cam cum ar trebui să stea lucrurile, nu? Bineînțeles, în conformitate cu legislația în vigoare, că nu putem să ne abatem de la normele legale. Așa este, aveți perfectă dreptate. Asta ar trebui să facem pentru cetățeni, să-i ajutăm mai mult, să-i ascultăm și să-i ajutăm mai mult. Să-i ajutăm, sigur. Am văzut că aveți câteva zile de când ați început campania electorală, dar ați ales varianta de a merge pe străzi și de a vorbi față în față cu oamenii. Ce vă semnalează cetățenii? Care sunt principalele probleme cu care ei se confruntă? Mă gândesc că poate v-au adus la cunoștință lucrurile acestea. Da, cetățenii, gradul de nemulțumire față de actuala conducere este foarte mare, pentru că nu sunt investiții. Încă o dată vă spun, nu avem absolut. În afară de apă nu avem nimic, să vă spun așa. Haideți să le luăm pe rând. Să ridicăm nivelul de trai. Să le luăm pe rând. Cum stăm la capitolul medic de familie? Este adevărat că este, dacă vreți, la nivel de țară o problemă a acestora medicilor de familie care sunt prea puțini și nu reușesc să acopere și mediul rural. Însă aveți pentru cele 4 sate, iată, sunteți o comunitate destul de mare. Aveți un medic de familie? Avem, sigur că avem un medic de familie în localitatea Ulmeni, dar consider că nu e suficient, vine doar câteva ore, mă gândesc, adică nu este un... Vine fiecare zi, de luni până vineri, da. Până vineri avem și o farmacie în cadrul dispensarului, dar unul din proiectele mele imediate, după ce voi fi la primărie, este... Demararea, nu? Da, construcție unui centru medical sau a unui dispensar în localitatea Bogdana și înființarea unei farmacii tot în cadrul dispensarului. Da, este nevoie. Vă va fi greu și va trebui să faceți multe drumuri la Alexandria, la București, poate chiar pentru asta. Așa este, va fi greu, dar nu imposibil. Vreau să mă dedic, să zic așa, oamenilor din comună și să rezolvați problemele lor. Și să rezolv problemele oamenilor. Care ar fi a doua problemă care vă este semnalată de cetățeni? A doua problemă care mi este semnalată de cetățenii... Aveți probleme cu persoanele vârstnice? Sunt mulți bătrâni, bănuiesc, așa cum de altfel se întâmplă toate... Comuna este foarte îmbătrânită și am în programul meu identificarea tuturor persoanelor vârstnice și ajutarea acestora. Mergeți pe modelul Dracea, nu? Colegului de la Dracea, care am văzut că are chiar rezultate deosebite, asta cu identificarea bătrânilor.
Știu că merge ori de câte ori, sunt situații din astea mai delicate, nu știu, ninsori mai puternice și acum ajută. Merge de două ori pe lună. Dar adică aveți, cum să zic iarnă, așa, aveți proiectul. Sigur, avem proiectul gata. Doar că trebuie să-l implementați, nu? Că mă gândesc că vă ajută colegul. Comuna Dracea este o comună dezvoltată și domnul primar de la Dracea pentru mine este un model care are foarte, cum să zic, succes. Comuna, da, care a are avut foarte succes. Mare succes și Comuna Dracea este o comună pentru multe comune din. Un exemplu, un probabil. Exemplu, un la exemplu. Asta vă are referi, foarte da. Multe. Foarte multe investiții. Da, iată, are și cine să vă ajute, ca să zic așa. Un om care a implementat vă poate spune cum să procedați, pentru că o să întâlniți birocrație, o să vă întâlniți dacă o să ieșiți primar și cu uși închise, că știți cum se întâmplă, da? Așa dar este. Iată că probabil vecinul dumneavoastră de localitate o să aibă posibilitatea să vă ajute în demersurile pe care urmează să le așa inițiați. Este. Suntem colegi de partid, este un băiat tânăr, un băiat care și-a exprimat dorința de a mă consilia în problemele care o să le întâlnesc la primărie și pe această cale chiar îi mulțumesc și sper să fie alături de mine. V-am spus, pentru mine este un model. Aud foarte multe discuții care în comună că dacă vin dau afară pe nu știu cine din primărie, da, nu este puteți, adevărat, nu sunt puteți. Speculații. Chiar dacă aș dori lucrul ăsta, dar vă asigur că nu am nicio asta este interesul nimeni. Până nu la urmă unui om. Interesul unui primar ar trebui să fie să-și formeze în jurul lui o echipă, că de unul singur nu poate să realizeze. Foarte multe lucruri, foarte multe speculații, lucruri neadevărate despre mine. Și vreau să asigur cetățenii comunei că nu este așa. Eu vin cu gânduri bune, nu vin să ajut, nu vin să fac rău. Și nu veniți să dați oamenii afară, ca să ne înțelegem. Bineînțeles, cu cine mai lucrez? Nici nu puteți să-i dați afară, pentru că cu siguranță sunt funcționari publici, marea lor majoritate, și condițiile de demitere, dacă vreți, a unor funcționari publici nu sunt atât de simpliste. Nu există pentru mine așa ceva, ca cineva să plece din primărie. Nu intenționez lucrul acesta. Acum aș vrea să le transmiteți un mesaj alegătorilor, iar eu vă urez succes în data de 9 iunie. Să rămână, mulțumesc frumos. Pentru alegătorii am următorul mesaj. Dragi cetățeni ai Comunei Bogdana, în data de 9 iunie vă rog să fiți alături de mine. M-aș bucura foarte tare să vă pot demonstra că sunt ceea ce trebuie pentru Comuna Bogdana.